Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Am citit în auzul urechilor noastre pentru noi în seara aceasta trei dialoguri pe care Domnul Iisus Hristos le are cu trei oameni diferiți în ultimul drum pe care Domnul îl face spre Ierusalim, un drum al patimilor care va sfârși într-un fel cu crucificarea Domnului Iisus Hristos. Mergând pe drumul acesta, Domnul întâlnește trei oameni diferiți și poartă trei dialoguri diferite, scurte, dar pline de semnificație, și scopul acestor dialoguri este ca să ne arate cum să-L urmăm pe cine, credeți? Pe Iisus. Vi se pare că e ușor să-L urmăm pe Iisus? Dacă îți place să alergi, îți vei dori să urmezi un atlet care aleargă la cursele mari, la jocurile olimpice. Dar e una să-ți dorești și alta să poți să-L urmărești. Cine dintre sportivi nu și-ar dori să ajungă ca un mare sportiv? E una să vrei și alta să reușești lucrul acesta. Dacă îți place cartea, dacă îți place să înveți o grămadă de lucruri, întâlnești un academician și vezi cât de multe știe omul acela. Și îți dorești după aceea brusc să știi și tu câte știe el. Dar el o viață întreagă a învățat, a crescut într-o familie în care numai s-a învățat de dimineața până seara, și nu poți peste noapte să devii ca el. Așadar, între dorință și putință este un drum foarte lung. Și uneori n-ajungem mulți dintre noi acolo unde ne dorim. Nu-i ușor să-l ajungi pe cineva din urmă, ori într-un fel, ori într-altul. Și acum gândiți-vă, ne propunem în seara aceasta să-l urmăm pe cine am spus? Pe Iisus. Noi suntem oameni, iar El este Dumnezeu. Noi suntem creaturi, iar El este Creatorul. Ca mine și ca dumneavoastră mai sunt vreo 7 miliarde. Ca El nu mai este nimeni, El este unic. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Iar noi cutezăm în seara aceasta să învățăm, să ne îndemnăm unii pe alții să-L urmăm pe Iisus. De la început ne dăm seama că n-am putea dacă nu ne-ar întinde Domnul mâna. N-am putea dacă n-ar fi El de partea noastră și ne-ar ajuta să-L urmăm și ne-ar învăța să-L urmăm pe Iisus. E bine, iubiții mei, aceste trei dialoguri descriu pentru noi în seara aceasta trei calificative dacă vrei să-L urmezi pe Iisus. De aceea intitulăm mesajul nostru: Calificați pentru a-L urma pe Iisus. Lumea în care trăim noi este o lume în care se cere multă calificare. Ați văzut că pentru cele mai mici lucruri, pentru cea mai de jos meserie, se cere calificare. N-am găsit pe nimeni până acum să vină să-mi spună: visul meu este să devin muncitor necalificat. Ați auzit dumneavoastră așa ceva? Să visezi să fii muncitor necalificat. Păi asta tocmai te-ai născut muncitor necalificat. Toți ne naștem necalificați. În cel mai bun caz ne calificăm de-a lungul vieții sau la locul de muncă, alții nu ne mai calificăm niciodată, dar măcar încercăm să ne calificăm. Nimeni nu-și dorește să fie muncitor necalificat, însă toți își doresc să se califice, să fie profesioniști în ceea ce fac, să învețe în fiecare zi, pentru că atunci când ești bun în domeniul tău, ești recompensat într-un fel sau altul. Lumea în care trăim, cum spuneam, marile companii caută oameni calificați și dacă nu ești calificat, te califici. Șansa ta de a răzbi este ca să te califici pentru a urca tot mai mult pe scara aceasta profesională. Dacă oamenii ne cer să fim calificați, atunci ce credeți că ne cere Dumnezeu? Atunci în umblarea noastră cu El, cum ar trebui să fim noi de calificați ca să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Fie ca în seara aceasta să învățăm să ne calificăm. Și dacă vrem să-L urmăm pe Domnul, să știm că poate oricine, dar nu oricum. Poți oricând, dar nu cu orice stare.
ci ai nevoie de o stare anume a inimii ca să poți să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Reluăm dialogurile, începem cu primul, versetul 57. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, versiunea din Matei, paralelă acesteia, ne lămurește că omul acesta nu era un simplu om, ci era de fapt un cărturar. Iar cărturarii nu erau mulți în vremea aceea, ci erau puțini, dar oameni cu influență. Cărturarii erau oameni cu carte, oameni care se aflau sus într-un fel pe scara socială și cei mulți se uitau spre ei, îi apreciau, aveau un venit foarte bun și un nume foarte bun cărturarii. Cărturarul acesta se apropie de Iisus. Aș vrea să vă întreb, ați găsit mulți cărturari care să fie sinceri interesați de Domnul Iisus Hristos? Citind Evangheliile, ați găsit mulți cărturari? Ei erau oricum puțini și din numărul lor și mai puțini erau interesați sincer să-L urmeze pe cine? Pe Iisus. Pe ultimul drum, surpriză, un cărturar se apropie de Domnul Iisus și îi spune: Doamne, te voi urma atunci când vei merge pe la cărturar de-ai mei. Așa scrie. Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Mă grăbesc să vă spun, iubiții mei, că în toate cele patru evanghelii nu veți găsi un al doilea om atât de deosebit ca acesta. Nu veți găsi un al doilea om, nu spun cărturar, care să vină la Iisus și să-i spună: te voi urma oriunde vei merge. Omul acesta este unic, iar ceea ce spune el nu că sună bine, sună perfect. Orice învățător, orice maestru își dorește discipoli care să meargă cu ei oriunde sau cu el oriunde. Domnul Iisus Hristos, de fapt, și-a dorit de la fiecare nu numai să-i asculte predicile, ci să-L urmeze pe Iisus. Mulți L-au ascultat pe Iisus, atât de puțin L-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Și acum aude Iisus ce nici El n-a mai auzit în 3 ani și jumătate. Vine cineva și îi face o ofertă de felul acesta, îi spune: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Ce ziceți dumneavoastră, nu-i așa că sună bine? Nu-i așa că îți vine să-L apreciezi pe omul acesta? Haideți să ne imaginăm că aș fi fost eu în locul lui Iisus, ca să vedeți ce diferit sunt eu de Iisus. Să fi venit la mine cineva să-mi spună ceva de genul acesta și mai ales uitându-mă la el că este cărturar și mai ales fiind pe ultima sută de metri în slujirea mea cum Iisus era pe ultimul drum pământesc, eu mă gândesc că m-aș fi târguit cu el și aș fi spus: hai numai că ne mai înțelegem noi pe drum. Ăsta e obicei românesc, ați văzut. Ne-am cam lecuit de el, nu-i așa? Hai că ne mai târguim noi pe drum și de fapt când spunem să ne mai târguim, nu ne mai înțelegem și nu mai scoatem în capăt. Hai că mai las eu sau mai lași tu și facem un târg într-un fel și o să fie bine până la urmă. Ascultați răspunsul lui Iisus, că apoi vă pun o întrebare. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Vă întreb, iubiții mei ascultători, ce ziceți din răspunsul Domnului Iisus? Domnul îl încurajează pe omul acesta sau îl descurajează? La o primă vedere, când citești răspunsul lui Iisus, îl încurajează pe omul acesta sau îl descurajează? Îl descurajează. Domnul îi spune: vino cu mine și ai să vezi cum rămânem uneori noaptea pe afară. Ai să vezi cum nimeni o să ne primească în casă. Ai să vezi cum nu o să mai fie locuri la hotel. Ai să vezi cum o să rămânem nemâncați peste noapte. Cum o să rămânem sub cerul liber. Vino cu mine și să vezi ce te așteaptă. Vreau să vă întreb, ce ziceți? Iisus nu putea să-i spună: vino cu mine și o să vezi vindecări. Vindecări miraculoase, spectaculoase. Nu putea să-i spună Domnul asta? Putea? Sigur. Pentru că Domnul a făcut minuni și nu una, slavă Domnului. Putea să-i spună: vino cu mine că uneori, de câteva ori, o să vezi că înviem morții. Și morții se ridică din moarte. Pentru că acolo era prezent Fiul lui Dumnezeu. Ar fi mințit Iisus? N-ar fi mințit. Putea să spună: vino că atunci când e mai învolburată marea, se potolește marea la cuvântul meu. Ar fi mințit Iisus? Putea să-i spună: vino că atunci când sunt flămânzi oamenii și nu puțini, mii de oameni flămânzi, din mâncare puțină, eu fac mâncare, adică Domnul face mâncare multă. Noi din mult știm face puțin, noi așa imediat facem puțin. Domnul din puțin face mult. Asta arată că noi suntem oameni, iar El este Dumnezeu. Glorie Domnului! Noi imediat le știm încurca lucrurile și care merg bine. Domnul ălea încurcate le descurcă.
Noi imediat rupem legăturile. Imediat. Domnul, cum ați văzut cu samariteanca, restabilește legăturile. Cam tot ce facem noi invers, vine Dumnezeu cu autoritatea Lui și le repară. Slăvit să fie Domnul. Dacă spunea vino că o să hrănim mulțimi, ar fi mințit Iisus? Niciun argument de felul acesta. Nici măcar un argument nu-i dă Domnul, ba dimpotrivă îi spune, vino cu mine și ai să vezi numai cum o să rămânem pe afară. Și ai să vezi numai cum dormim sub cerul liber, ai să te uiți la păsări și la vulpi și ai să spui animalele și păsările au un loc unde să tragă peste noapte sau peste zi. Depinde. Au un bârlog al lor, au un loc al lor, iar eu, fiul omului, n-am unde să-mi plec capul. Nu-l încurajează. Ne surprinde Iisus că îi răspunde în felul acesta, dar, iubiții mei, aș vrea să înțelegem că în acest răspuns al Domnului se ascunde un mare adevăr, pe care în seara aceasta îl voi repeta de 3 ori. Acum îl rostim prima dată. După ce spune omul acesta, spune bine, numai că Iisus, pentru că e Dumnezeu, nu se uită la ce vorbește omul, ci se uită unde? La inimă. Eu dacă îmi spuneți ceva, vă cred. De felul meu sunt și naiv. Am calitatea asta. Și eu plec de la premiza că omul nu mă minte. Dacă te-am prins cu minciuna, nu te mai pot crede după aceea, iar am un defect în privința. Dar plec de la premiza că omul nu mă minte, omul îmi spune adevărul. Dar eu judec ca și om după ceea ce aud, după ceea ce mi se spune. Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu, spune că n-avea trebuit să-i facă cineva mărturisire despre vreun om, pentru că el însuși știa ce spune omul, nu? Știa ce este în om. El se uită și vede în inima noastră. Omul spune, te voi urma oriunde vei merge, dar Domnul nu se uită la vorbe, vorbele sună bine. Parcă citeau dintr-o carte, ci se uită unde? La inimă. Și îi dă răspunsul nu după vorbe, ci după ce îi dă răspunsul. După inimă. În seara aceasta toți arătăm bine, toți suntem zâmbitori și am venit cu drag să ascultăm cuvântul. Vreau să vă spun că Dumnezeu însă se uită la inima noastră. Și dacă găsește Domnul ceva în neregulă acolo, să corecteze Dumnezeu. Dacă găsește păcate nerezolvate, să le ierte Dumnezeu. Dacă găsește deznădejde, poate răzvrătire înaintea Lui, să ierte Dumnezeu și să ridice Dumnezeu. Avem un Dumnezeu al inimilor, glorie Domnului. Și uitându-se la inimă, îi dă răspunsul acesta. De aici desprindem primul calificativ, dacă vrei să-L urmezi pe Iisus. Dacă vrei să-L urmezi, pune-L pe Iisus Domn peste viitorul tău. Sau ia viitorul tău și pune-L în mâna cui? În mâna Domnului Iisus. Domnul să ne ajute la aceasta. Omul acesta, când vine la Iisus, vine din postura de cărturar, care stătea bine materialicește, care stătea bine social, care avea mulți prieteni, că atunci când ești o persoană influentă, ai mulți prieteni care roiesc în jurul tău și care avea viitorul asigurat. Omul acesta nu purta de grijă de ziua de azi, nu purta de grijă nici măcar de ziua de mâine, pentru că a fi cărturar însemna o poziție foarte bună din punct de vedere social și erai bine prezentat în societate. Omul acesta avea viitorul, cum am spune noi, asigurat. Și atunci Domnul spune așa, dacă vrei să vii după mine, se poate, dar trebuie să facem un transfer. Să-mi dai viitorul tău mie. Prin credință, de bunăvoie, ca un act liber, să spui, uite, Doamne, eu te urmez, dar predau toate planurile mele. Tot viitorul, așa cum îl văd eu, îl predau în mâna ta. Și eu, adică Domnul, să devină stăpân pe viitorul tău. Să ne ajute Domnul. Noi ne gândim la viitor. Dumneavoastră vă faceți planuri de viitor. Cât ar fi de mare criza în România, dacă ești om sănătos, nu se poate să nu-ți faci planuri de viitor. În mijlocul războiului mondial, primul sau al doilea, care vreți dumneavoastră, oamenii, spun cărțile de istorie, își făceau planuri pentru viitor. În mijlocul războiului. Există oameni bolnavi de boli incurabile, de cancer de obicei, nu? Boală incurabilă. Și în mijlocul bolii, până când se intervine ultima fază a bolii, un bolnav de o boală incurabilă încă își mai face planuri pentru viitor și mai visează. De altfel, când intrăm într-o casă unde sunt copii preșcolari care nu știu scrie, nu știu citi, dar știu vorbi și cât vorbește un preșcolar, nu? Câte întrebări are un preșcolar? Când ne ducem într-o asemenea casă, stăm de vorbă cu părinții și după ce vorbim cu ei, întrebăm copiii cum îi cheamă, câți ani au și după aceea ce îi întrebați dumneavoastră? Care e întrebarea cam a treia pe care le-o puneți? Presupunem că vorbiți și cu copiii, presupunem, nu? Ce vrei să te faci când o să fii mare? La fel îi întreb și eu. Parcă cineva ne-a pus, ne-a învățat undeva, într-o altă lume, nu? Ne-a spus, măi, când vă duceți într-o casă,
să întrebați lucrul acesta. V-a învățat cineva să întrebați asta? Asta nu e o întrebare care se învață la școală. Asta e o întrebare din noi. Pentru că ne dăm seama că omul, de când e mititel, când e numai pui de om, ar trebui să se gândească la ce? La viitor. Eu n-am găsit încă preșcolar care să nu știe ce vrea să se facă când o să fie mare. Școlari am găsit o grămadă. Școlarii brusc nu mai știu ce vor să se facă. Dar preșcolar încă n-am întâlnit. Copiii care încă n-au mers la școală știu bine ce vreau să se facă. Se visează într-un anumit fel, într-o anumită profesie. Toți am fost așa. La școală nu mai știm. Dar înainte de școală știm foarte bine. Ați văzut? Copilul nu știe cum e viața, cum e lumea. Nu știe dacă poate sau nu. Nici nu știe el ce va fi pe lume și cu el. Dar el visează. Pentru că Dumnezeu a pus în noi această mare calitate care ține numai de om, anume să ne gândim la viitor. Semănăm pe Dumnezeu când ne gândim la viitor. Domnul când a făcut cerurile și pământul, când ne-a făcut pe primii oameni și le-a spus creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. S-a gândit la viitorul universului, la viitorul creației, la viitorul umanității. Domnul se gândește la viitor. Iar noi semănăm pe Dumnezeu când facem planuri pentru viitor, când ne gândim la viitor. Iubiții mei, nu sunt aici să vă spun să nu ne gândim la viitor. Ba da, orice om normal și sănătos se gândește la viitor. Să facem planuri pentru viitor, dar de îndată ce le facem, pe cum le facem, așa să le punem în mâna lui Iisus. Și să spunem, Doamne, uite cam ce am reușit eu să fac. Uite cam ce îmi doresc eu să fac sau să se întâmple cu mine, dar toate acestea le pun în mâna ta și recunoaștem prin aceasta că Dumnezeu e mai mare decât noi. Cum poți să spui că Dumnezeu e mare și puternic și înalt? Cum poți să cânți despre El, cum așa de frumos a cântat astăzi aici, dacă nu faci pasul acesta al credinței? Să-i spui, Doamne, dacă ești mare, eu am încredere în Tine. Dacă Tu le știi pe toate, iar eu nu le știu pe toate, înseamnă că viitorul meu cel mai bine este să fie pus în mâna Ta. Slăvit să fie Domnul! Am avut și eu vremuri în care n-am pus viitorul în mâna nimănui, dar nici a Domnului. Și l-am ținut în mâinile mele și mi-am dat seama că eu pot numai să-mi doresc. Dar nimeni nu-mi garantează că se întâmplă. Și atunci, la un anumit moment, când l-am cunoscut și eu pe Domnul, am spus, Doamne, eu am viitorul în față, pentru că eram foarte tânăr. Eu am viitorul teoretic în față, așa că viitorul acesta mare și cum îl visez eu, îl pun în mâna Ta. Și după ce l-am pus, mi-am dat seama că știe Dumnezeu ce să facă cu viața mea mai bine decât știam eu. Și mi-am dat seama că a fi în mâna lui Dumnezeu este în cel mai sigur loc din univers. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să luăm două exemple din Scriptură legate de viitor. Unul din Vechiul Testament, unul din Noul Testament. Ați auzit dumneavoastră de Avram, de patriarhul Avram. Avram primește o poruncă din partea Domnului când se afla în casa tatălui său și se închina la mai mulți zei, pentru că așa știau ei atunci și acolo. Și Domnul îi spune, ești din țara ta, ești din casa tatălui tău, ești din țara ta, ești din rudenia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Hai să subliniem rudenia, ești din rudenia ta. Când dă Avram să plece, să iasă pe poartă, ne imaginăm, deși ei n-aveau porți acolo, nici garduri, dar ne imaginăm cum ar fi o casă modernă astăzi, când se iasă pe poartă, se agață de el o rudă de-a lui, pe nume, cum îl chemă? Lot. Îl cunoașteți pe Lot. Dacă îl cunoști pe Avram, imposibil să nu-i cunoști și prieteni. Și Lot spune, vreau să vin cu tine. Și Avram, ascultați-mă, Avram zice, omule, uite, tu ești rudă cu mine. Mai ales că Lot rămăsese fără tată, dacă vă uitați la detalii, deci era și un copil orfan și cumva te înduioșa lucrul acesta. Spune, uite, eu vreau să te iau cu mine, n-am nimic împotrivă, dar în porunca ce am primit-o spune să ieși din, ce v-am pus să subliniați? Rudenia ta. Așa face Avram. Așa face. Nu. Avram pur și simplu, fără să comenteze, fără să-și aducă aminte de poruncă sau să pună porunca în fața lui Lot, comite această mică eroare de început și îl ia pe Lot cu el. Din momentul acela până se vor despărți, Lot este numai binecuvântare și balsam pentru Avram, nu-i așa? Nu poate Avram să se roage, dar Lot zice, lasă că mă rog eu. L-ați găsit pe Lot la rugăciune? N-aveți cum să-l găsiți, că Lot nu se roagă. Cum să-l găsești dacă el nu se roagă? Avram a făcut multe altare, dar a avut și el momente când nu i-a avut așa o mare pasiune să facă altar. Dar atunci Lot a spus, ai făcut destule, lasă că fac eu un altar acum. L-ați găsit pe Lot făcând altare? De fapt, între Avram și Lot este acea ecuație care se numește creștinul duhovnicesc și creștinul lumesc. Și creștinul spiritual îl duce în spate, pe ăla lumesc, o viață întreagă.
ani buni, îl duci pe cel dar firesc în spatele tău. Lot nu face altare, Lot nu se roagă, Avram și Lot nu seamănă unul cu altul, numai atâta că erau neamuri. Și mă veți întreba, frate, dar nu ne-am gândit că un patriarh ca Avram să fie atât de slab și să n-aibă putere să spună, nu mă încurc cu neamurile. Cum de Avram este atât de slab? Cum de nu reușește? Un răspuns care l-am eu pe inimă și care vi-l dau și dumneavoastră este foarte provizoriu, el poate oricând fi modificat. Răspunsul este că nici la Avram, cât a fost el de patriarh, nu i-a fost simplu cu neamurile. Pentru că niciunea dintre noi nu este simplu cu neamurile. Cel mai greu e cu neamurile. Cheamă-ți un verișor să pună gresie și faianță, că ți-o pune cum vrea el, îi plătești și toată viața te gândești, mă, i-am plătit de ajuns sau nu i-am plătit. Cheamă un străin să spună și dacă nu-ți convine, spui, gata, de mâine încheiem afacerea. Cheamă-ți mai un verișor să-ți spună el gresie și faianță și să vezi numai cum îți spune. Și să spui că nu ești mulțumit, că se face o comisie de mătuși care este cea mai teribilă comisie din lume. Nu există tribunal mai mare în univers ca și comisia de mătuși. Oriunde ai fi, te prinde și nimeni n-are scăpare de o asemenea comisie. Nimeni. Ce ai avut cu verișorul tău? Cum ți-ai permis să spui că el nu-i meseriaș, când acolo este meseriașul numărul unu al planetei? El e cel mai inteligent și mai deosebit. Cu neamurile, la niciunul dintre noi nu este simplu, nici la Avram nu a fost simplu, dar nu ăsta e subiectul. În orice caz, ajung împreună. Merg împreună o vreme și singurul lucru comun care îl aveau între ei este că aveau aceeași afacere. Amândoi erau fermieri și la amândoi le mergea bine. Cu mențiunea că potrivit cărții Geneza, Avram este prezentat ca fiind bogat, iar Lot este prezentat ca fiind avut. Avea și el mult, dar Avram era bogat. Avram era mai în vârstă, Lot bănuim că era mai tânăr. Într-un anumit moment spune că păzitorii vitelor lui Lot și a lui Avram s-au certat pentru că locul era prea strâmt. Nu mai încăpeau acolo. Ați văzut că și atunci ca și acum oamenii bogați nu încap la oaltă. Oamenii săraci încap la oaltă. N-au problema asta. Dar oamenii bogați și atunci ca acum și cât va ține lumea, nu încap la oaltă numai pe scurtă durată. După un timp, nu mai încap din cauza că sunt bogați, din cauza că ei vor să se dezvolte, fiecare vrea să se dezvolte. Și atunci Avram aude și spune că de fapt aici am vrut să ajung. Avram spune, ca să n-ajungă cearta până unde? Până la noi, până nu ne certăm noi. Zice, dacă tu iei la dreapta, eu o iau la stânga. Dacă tu iei la stânga, eu o iau la dreapta. Și atunci Lot și-a ridicat ochii, numai să priviți. A privit Lot departe. Și a văzut câmpii mănoase într-o zonă aproape de Sodoma și Gomora. Și a spus, acolo mă voi duce. Vă întreb, iubiții mei ascultători, când a spus Lot, acolo mă voi duce, știind că era fermier și avea o grămadă de vite, la ce s-a gândit Lot? La viitor. S-a dus acolo și vă rog să consemnați că i-a mers foarte bine. Subliniem, foarte bine, nu bine. Cifra lui de afacere a crescut. Vitele lui au fost în sfârșit într-un loc larg, pe câmpii mănoase, pe o pășune pe care orice fermier și-ar fi dorit-o. Câteva versete mai jos citim, dar Lot își chinuia ce? Sufletul în Sodoma și Gomora. Pentru că nu se poate să-ți meargă bine numai într-un fel, da? Și apoi să te gândești la urmă că ceva totuși nu este în regulă. Lot a ales pentru viitorul lui cu ochii lui. N-a privit prin ochii lui Dumnezeu. Vă întreb, credeți cumva că Avram a rămas sărac, a sărăcit Avram? Nu i-a purtat Dumnezeu de grijă? Slăvit să fie Domnul. Când te gândești la viitor, dragul meu, ascultă-mă, nu lua hotărâri care să privească numai viața fizică, numai bunurile materiale, ci spune, Doamne, eu cam într-acolo m-aș duce, dar este oare voia Ta? Doamne, închidem porțile dacă vezi că eu chiar mă țin cu ambiție să merg acolo. Închidem ușile și deschidem alte uși. Pentru că în ultimă instanță nu câmpiile mănoase sunt atracția numărul unu. Nu trupul și banii ar trebui să fie căutarea noastră ultimă, ci sufletul nostru să fie în regulă înaintea lui Dumnezeu. Să ne punem viitorul în mâna Lui. Și în felul acesta să învățăm să umblăm cu Iisus. Un alt exemplu este pilda aceea frumoasă, mult cunoscută de noi, nu-i așa? A bogatului căruia i-a rodit țarina. Un bogat, spune Scriptura, că într-un an i-a rodit țarina mai mult decât în toți ceilalți ani. Și lucrul acesta pe mine m-a șocat când am citit prima dată Biblia de la început la sfârșit cu un mod serios și de atunci când citesc pe acolo mă mai șochează, dar la început am fost șocat. Am zis că nu-i corect ca unui bogat să-i rodească țarina. Că dacă eu aș fi spus pilda aceea, m-am gândit eu în urmă cu mai mulți ani, eu aș fi scris unui sărac i-a rodit țarina.
Și aș fi spus așa, unui sărac la care nu i-a rodit niciodată țarina, într-un an i-a rodit țarina. Și pentru că sunt român, știți cum aș fi scris mai departe, nu? Cum? Și la bogatul de lângă el nu i-a rodit deloc. Uite, eu așa scriam pildă. Dar cum n-am dreptul să scriu pilde și cum nu mă pot opune cu cuvântul lui Iisus, dar vreau să spun că am frisonul acesta. Și când citești de acolo cum începe, parcă nu-ți vine să citești mai departe. Unui bogat, auzi, dar cui convine să citească așa ceva? Unui bogat i-a rodit țarina mai mult decât în ceilalți ani. Îți aduce aminte de un cuvânt al lui Iisus, că celui care are, îi se va mai da, auzi, lui se va da. Și celui care n-are, îi se ia și ce îi se pare că are. Cum se potrivește la pilda aceasta? Unui bogat îi rodește țarina. Și ce-a fost el bogat până acum? Acum devine foarte bogat. Nu-i simplu să fii bogat, dar să fii cum? Foarte bogat. Și intră în panică și spune, ce mă fac cu atâta recoltă? Unde pun eu atâta recoltă? Imediat întocmește o listă cu toți săracii din zonă, nu? Și-a spus, ia să vedem cât săraci avem noi aici în județul nostru. Și să dau surplusul la săraci. Nu. Imediat întocmește o listă, face un calcul, pentru că ăsta a fost om calculat, a fost capitalist în toată puterea cuvântului, face un calcul și spune, după cât adun eu anul ăsta, cum se arată recolta, nu-mi încap unde? În hambare. Și acum desfințăm hambarele și le facem mai mari. Și toată vara, ne imaginăm, nu? Toată vara face gălăgie, face praf, dacă o fi fost căsătorit, soția lui cred că a avut multe reclamații la adresa lui. Cred că i-a spus de multe ori, omule, când mai faci gălăcia asta, că eu nu mai suport. Și zice, doamnele, nu suportă, numai până la un timp. După aceea spune, eu nu mai suport această gălăcie și praful ăsta și du-te, vină, atâtea firme aici, acolo, n-a fost jucărie. Și spune, încă puțin, dragă, se termină, zice, și o să vezi ce frumoase hambare o să avem. În fine, biruie cu hambarele, biruie cu nevasta și se termină hambarele. Și iată-le, noi, mari, extraordinare. Spune că a adunat toată recolta și a încăput în hambare. Ce om calculat. N-a făcut hambarul nici mai mic, nici mai mare. Bine, nu predicăm despre el, numai relatăm întâmplarea lui. Auziți ce spune el, că aici am vrut să ajungem. După ce vede hambarele pline, pune mâna pe inimă și zice, acum, zice, suflete, auzi, vorbește cu sufletul lui. Acum, suflete, mănâncă, bea, veselește-te, simte-te bine, ia-ți concediu, pentru că ai bogăție strânsă pentru mulți ani sau multă vreme de acum înainte. Când a spus el toate acestea, la ce s-a gândit, dragii mei? La viitor. Pentru că orice om, mai ales oameni foarte bogați, se gândesc la viitorul lor. Noi acum zâmbim, dragii mei, dar vreau să vă spun că nu numai în pildă e așa. Există oameni contemporani cu noi, am citit eu despre mulți dintre ei, care din cauza că sunt moștenitori unor averi mari de obicei, sunt moștenitori, zice că nu reușesc ei să cheltuie într-o viață cât avere au. Adică viața se termină și bani mai rămân. La noi invers cam. Da. Dar la ei viața se termină, m-ați înțeles? Deci viața cât ar fi de lungă, zice că se termină viața și ăștia nu ar biruit să cheltuie bani. Și atunci alții după ei, bine că vină alții mai sărguincioși, și apoi ăia cam reușesc, cam generația a doua, a treia cam rămâne cam, da, curat în urma lor. Omul acesta își face planuri de viitor. Auzi sentința lui Dumnezeu. Nebunule i-a spus, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Și toate acestea, ale cui vor fi? O întrebare care rămâne în suspans. Asta arată că orice am fi și oricine ne-am crede, viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Oricum nu putem să determinăm viitorul. Ce vreau să vă spun și ce ne cheamă Domnul este ca printr-un act de credință, prin rugăciune, la sfârșit, să-i putem spune, Doamne, pun viitorul meu în mâna Ta. Am crezut că pot determina, dar nu pot. Tu ești mai mare și mai înțelept decât mine. Slăvit să fie Domnul. Al doilea dialog, versetul 59. Altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Trebuia să-i facă înmormântarea tatălui. Omul acesta avea un necaz, omul acesta avea o problemă, da? O problemă dureroasă, să spunem așa, o realitate a familiei lui. Lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Eu să fi fost în locul Domnului Iisus Hristos și să fi auzit așa ceva, numai să vă uitați la mine. Și mă gândesc oricare de aici. Să chem eu pe cineva să vină cu mine în misiune, nu? Și el să-mi spună, frate Ghiță, lasă-mă să-l îngrop pe tata și după aceea vin în misiune cu dumneata. Eu când aud lucrul ăsta, mi-aș cere scuze că l-am chemat.
și ea spune, îmi pare rău că te-am chemat, n-am știut detaliul acesta, dar zic, du-te liniștit și dacă ai nevoie de ajutor sau ceva, sună-mă și pe mine. Dar acum vreau să vă spun că ăsta sunt eu, un om care nu cunosc. Dar eu vă întreb, nu știa oare Iisus când i-a spus vino după mine că el trebuia să-l îngroape pe cine? Pe tată? Iisus era Dumnezeu. Amin? Iisus este Dumnezeu. Nu știe Dumnezeu fiecare detaliu din viața noastră? Nu știe Dumnezeu când ne îngropăm tata? Când trecem prin asemenea moment, printr-o asemenea dramă, despărțire, durere, nu știe Dumnezeu? Ce zice? Știe? Slăvit să fie numele Lui. Știe Domnul Iisus că El trebuie să-L îngroape pe tata. Și cu toate acestea se duce și îi spune, vino după mine. Știți ce arată asta? Asta arată că nu este niciun necaz atât de mare încât să nu-L poți urma pe Iisus. Nu este niciun necaz atât de mare prin care poți trece și în necazul acela, cât ar fi de mare, să nu spui, Doamne, eu vreau să te urmez pe tine. Slăvit să fie Domnul. Ascultați răspunsul lui Iisus. Dar Domnul i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ca și la celălalt, ce spuneți, Domnul Iisus îl lasă să meargă la înmormântare sau nu-l lasă? Îi dă voie să meargă? Prin răspunsul lui, sau când îi spune, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu, sau de fapt îi spune, nu te duci, rămâi aici cu mine. Ce zice, îl lasă sau nu-l lasă? Nu-l lasă. Ce interesant e Iisus în seara asta. Parcă nu ne-am întâlnit cu un așa Iisus. Cum să nu-l lași să se ducă? Trebuie să facem, dragii mei, o mențiune, o mică paranteză, ca să înțelegem cum e cu înmormântarea în vremea aceea. Pe vremea aceea, la evrei, din motive de climă și de sărăcie, omul era înmormântat în aceeași zi în care murea. Deci în aceea zi a decesului avea loc și înmormântarea din motive de climă. Nu putea fi ținut cadavrul de pe o zi pe alta. Și atunci când omul acesta vine și spune, Doamne, lasă-mă întâi să mă duc să îngrop pe tata, cât ar fi durat oare îngroparea aceasta, înmormântarea? Cât ar fi durat? Câteva ore. Sau să spunem așa mult, da? Sau mai mult generic, să spunem o zi. Ar fi durat o zi. Era treabă nu de două zile, ci de câte zile? De o zi. Spune, dă-mi voie că am o treabă de o zi. Lasă-mă să mă duc o zi. Și Domnul spune, nu. Lasă morții să-și îngroape morții. Nu cumva careva de aici, iubiții mei, să bănuiască pe Iisus că este inuman. Cum să fie Dumnezeu inuman? Că n-are milă. Cum să n-aibă milă? Că doar Domnul plânge. Plânge în fața Martei și a Mariei. Plânge. Pentru că în durerile noastre, iubiții mei, nu că se uită la noi cum procedăm. Nu asta e doctrina corectă. În durerile noastre, Domnul plânge cu noi. Este cu noi în necaz. Slăvit să fie numele Lui. Și atunci Domnul spune, nu te duci. De ce nu te duci? Cum să nu-L lase Iisus să meargă? Oricare dintre noi am fi fost șocați de o asemenea dramă din viața acelui om. Știți de ce? Rostim a doua oară același adevăr. Domnul nu se uită la ce spune omul, ci la ce este unde? În inima omului. Și Domnul Iisus vrea să-i spună, n-am nimic cu tatăl tău. N-am nimic cu durerea ta. Eu respect durerea ta. Tu poți să mergi, de fapt, să-ți rezolvi problema care durează câte zile? O singură zi. Dar nu te las să pleci. Pentru că, uitându-mă în inima ta, dacă te las să pleci, mă gândesc că această durere te va despărți pentru totdeauna și n-ai să te mai întorci. El când spune, lasă-mă întâi să mă duc, el spune cu gândul, lasă-mă să mă duc și să mă întorc. Și Domnul spune, nu te las să te duci, că mă tem că nu te mai întorci. Avea o problemă de câte zile? De o zi. Al doilea calificativ, dacă vrei să-L urmezi pe Iisus, este să-L iei pe Iisus, să-L pui Domn peste prezentul tău. Sau să iei prezentul tău și să-L pui în mâna lui Iisus. Să-ți ajute Dumnezeu. Nu știu cum e la dumneavoastră cu prezentul, dar la mine e mai greu cu prezentul ca și cu viitorul. Când e vorba de viitor, pentru că nu prea am control asupra viitorului, nimeni nu are, că ziua de mâine a cui spunem noi că este? A Domnului. Dar acum vom învăța mai mult. Vom spune că nu numai ziua de mâine a Domnului, ci și ziua de azi a Domnului. Și atunci eu cu viitorul mi-e mai ușor să vă mărturisesc cum e la mine. Și îl dau repede Domnului și spun, măcar dacă nu iese cum vreau eu, să am pe cine pune vina. Și zic, Doamne, că de multe ori spun așa, în rugăciunile mele intime cu Dumnezeu, spun, Doamne, de ce s-a întâmplat așa? Și îl întreb și am văzut că nu se supără, încă mă lămurește uneori, prin evenimente, cam de ce s-a întâmplat așa. Și spun, Doamne, până la urmă noi trebuie să stăm de vorbă, să avem un dialog. Rugăciunea este a sta de vorbă cu Dumnezeu.
Viitorul îl dau mai ușor Domnului. Știți cu ce am probleme mai mult? Cu ce credeți? Cu prezentul. M-ați citit. Băi, cu prezentul e mai greu. Mă trezesc dimineața și dacă mă trezesc bine, dacă sunt odihnit, nu în fiecare dimineață sunt odihnit, nu? Nimeni nu e chiar în fiecare dimineață fresh, odihnit. Dar când mă trezesc bine, când am o zi obișnuită, când mă gândesc că fac astăzi lucruri pe care le-am făcut de atâtea ori și deja cumva sunt antrenat, sunt obișnuit, le iau parcă în mâinile mele, le iau în piept, iau viața în piept singur și mă gândesc, astăzi mă descurc. S-ar putea ca pe termen lung să nu mă descurc, dar pentru astăzi mă descurc. Când sunt prea încrezător în mine dimineața, sfârșesc foarte dezamăgit seara. Seara o sfârșesc rău. Se întâmplă că te într-o zi lucruri nu majore, nu mari, nu necazuri mari, dar legate de oaltă mai multe lucruri mici care mă pun la pământ până seara și zic, vai de lungă a fost ziua asta, parcă nu mai ajung la capătul ei. Pentru că știți ce n-am făcut dimineața întotdeauna, sau uneori nu fac dimineața lucrul acesta, așa cum trebuie. Să-i spun, Doamne, mi-ai dat o zi, că noi fiecare zi avem de la cine? De la Domnul. Domnul ne dă viață, dar știți cum ne-o dă? Cu ziua. Ne dă câte o zi, uite așa, și încă o zi. Astăzi ne-a mai dat încă o zi, slavă Domnul. Și atunci spun, Doamne, mi-ai dat ziua aceasta, dar uite ce fac eu. Eu vreau să o dau ție înapoi. Eu vreau să spun că nu mă simt capabil nici pentru ziua asta. Așa că, Doamne, domnește Tu în viața mea și în ziua de astăzi. Să iei prezentul Tău și să-L pui în mâna lui Iisus înseamnă enorm. Uneori, iubiții mei, în zilele obișnuite, una dintre marile probleme ale prezentului nostru, știți care sunt? Mai ales a celor care umblăm cu Dumnezeu, care cunoaștem calea Domnului. Problema numărul unu a vieții noastre este îngrijorarea. Ne îngrijorăm teribil. Uneori nu avem necazuri mari, dar avem îngrijorări mari care năpădesc în mintea și în inima noastră și parcă ne fac inactivi, ne paralizează, ne umple de frică și declanșează noi tot felul de trăiri. Să ne izbăvească Dumnezeu. De altfel, zilele unui om, că tot vorbim de zi, când povestim ceva, de obicei povestim că într-o zi, nu-i așa? Noi ne numărăm viața cu anii, dar o trăim cu ce? Cu ziua. Mai mulți mă întreabă câți ani ai, frate Ghiță. Și le știu spune câți ani am, dar dacă m-ar întreba careva, vă rog să nu faceți lucrul ăsta, că mă puneți într-o dificultate. Așa n-am prea fost bun la matematică. La mai multe n-am fost bun decât am fost bun, de fapt. Dacă m-ar întreba câte zile ai, frate Ghiță, eu ar trebui să spun, lasă-mă să ajung la un calculator, să fac un calcul și mâine te sun să spun câte zile am. Dacă mă întreb câți ani am, mă descurc. Acum să-mi credeți chiar că cu anii nu mă descurc. Cu anii o scot în capăt. Dar cu zilele am serioase probleme. Noi numărăm viața cu anii și o trăim cu ce? Cu ziua. Că astăzi bună oară-i duminică. Și dacă ai un eveniment joi, până la joi trebuie să iei în piept luni și marți și miercuri. Nu știu ce se va întâmpla atunci. Dar până la joi trebuie să o iei așa. Nu poți să sari direct în evenimentul acela. Nimeni nu poate să sară peste zile. Noi suntem condiționați de timp. Și atunci viața omului se compune din trei categorii de zile. Prima categorie, zilele cele mai multe ale vieții omului, se numesc zile obișnuite. Obișnuite. Majoritatea zilelor din viața noastră, poți să fii rege sau poți să fii slugă, oricine ai fi în lumea asta, majoritatea zilelor sunt zile obișnuite, zile în care nu se întâmplă nimic spectaculos. Mergi la școală, vii de la școală. Mergi la serviciu, vii de la serviciu. Mergi la biserică, vii de la biserică. Mergi la câmp, vii de la câmp. Unde vreți dumneavoastră, da? Viața este obișnuită. Speli vase, speli haine, da? Te ocupi de gospodărie. În fiecare zi același lucru, da? Asta se numește obișnuință, da? Sau monotonie uneori și doar e cumplit monotonia. Cele mai multe zile din viața noastră sunt zile obișnuite. Din cauza aceasta, noi când spunem că trăim cu Dumnezeu în fiecare zi, noi de fapt cel mai mult trebuie să trăim cu Dumnezeu în zile obișnuite, în zile în care nimic spectaculos nu se întâmplă. Să ne ajute Dumnezeu ca atunci să trăim frumos cu El. În zilele acelea obișnuite. Marea provocare a vieții de credință nu este când ni-e greu, când ni-e rău să ne întoarcem la Dumnezeu, că atunci cam toți ne întoarcem la Dumnezeu. Nu este când ni-e foarte bine să ne întoarcem la El, că atunci ne dăm seama că de undeva ni se trage binele acela și nu e de la noi. Ci marea provocare este ca în zile obișnuite tu să trăiești cu Dumnezeu. Când nimic nu se arată la orizont, când parcă ai vrea ceva deosebit ce nu se întâmplă, să-i spui, Doamne, ziua aceasta obișnuită care seamănă cu aia de ieri și de la altă ieri, Doamne, fă-o Tu special. Domnul, dă culoare zilelor noastre. Slăvit să fie Domnul. Mai rămân două categorii și sunt numai câteva zile. A doua categorie cu numai câteva zile sunt zile fericite. Zile de maximă fericire. Acum noi toți spunem că vrem să fim fericiți, dar zile fericite în viața unui om nu sunt numai câteva, da? Numai câteva din păcate, nu sunt multe, numai câteva. Bună oară, hai să dăm exemplu de zile fericite. Pentru aceia care
au făcut botezul când sunt adulți, care au încheiat legământul cu Domnul prin apa botezului, ziua botezului este o zi de care? Fericită. Numai că botezul se face o singură dată în viață. Și cum ai sta să le numeri? Numai una. Numai una. O să vedeți că zile fericite în viața unui om le numeri pe degetele de la două mâini. Nici nu-ți mai trebuie. Da. În cap acolo. Apoi, o altă zi fericită pentru cei care suntem căsătoriți. Mă gândesc că ziua căsătoriei a fost o zi fericită, nu? Mă gândesc. Că nu e pe nimeni, pentru nimeni a fost o zi de necaz. Ziua căsătoriei, când a fost mire și mireasă, a fost o zi fericită. Dar de câte ori este omul mire și mireasă? Odată în viață. Odată în viață. Da. Și atunci, oricum ai sta să le înmulțești, mă, numai odată se întâmplă și asta. Apoi, dacă ai avut devenit părinte, când s-a născut copilul, chiar dacă s-au născut 10 copii, da? Fiecare se naște când îi vine rândul, da? Când s-a născut copilul, a fost o zi de care? Fericit, dar pruncul ăla numai odată s-a născut și bine. Și atunci nu mai poți să repezi ziua aceea. Aia este una singură, poți o iei. Dacă ai avut parte de o vindecare fizică miraculoasă și te-a vindecat Dumnezeu, aia este o zi în viață. Da, o zi pe care Dumnezeu ți-a pregătit-o într-un mod deosebit. Convertirea este o zi fericită. Și povestim toate acestea spunând într-o zi. Nu e așa, într-o zi. Când stai să le numeri, sunt așa de puține zile fericite maxim. Când fericirea, bucuria te inundă, că nu mai știi ce să faci de bucurie. Sunt numai câteva zile. Când ai parte de zilele acestea, poate că deja ați avut parte de ele, da? Sau de acum veți avea parte, dragul meu, în cea mai fericită zi spune, Doamne, ești Domn și peste ziua asta. Toată bucuria asta nu vine de la mine. N-am niciun merit, este numai harul lui Dumnezeu. Amen. Dar mai este o categorie, tot cu puține zile, dar acum zicem ce bine că sunt puține zile. E vorba de zilele de necaz mare. Nu zilele când ne facem noi necaz unul altuia, ci când avem un mare necaz. Când trecem printr-un mare necaz. Vreau să vă dau câteva exemple ipotetice, dar oricăruia ni se poate întâmpla o asemenea zi. Bună oară, imaginați-vă o mămică care este la serviciu și este chemată la telefon și îi se spune, o vecină sună și cu glasul tremurând vecina îi spune, Doamnă, veniți repede acasă, bona dumneavoastră n-a fost atentă, băiețelul dumneavoastră a ieșit din curte, a ieșit în stradă și a fost lovit mortal de o mașină. Veniți repede acasă pentru că l-au luat și l-au dus la morgă. Veniți repede pentru că băiețelul dumneavoastră a fost lovit mortal de o mașină. În momentul în care o mamă primește un asemenea telefon, cum credeți că e ziua aceea? O zi de necaz, de mare necaz. Băiețelul acela nu mai moare încă o dată, mă înțelegeți? Că un om moare o singură dată. Numai o dată îi moare băiețelul. Că apoi poartă durere și doliu, da? Și durere pe viață, asta e altceva. Dar mă refer, zi ca aceea nu se mai poate repeta. Este o zi unică, unică în durerea și drama ei. Sau, o soție de păstor poate să povestească, eram cu soțul la evanghelizare și când ne-am întors, eu am adormit în dreapta, iar el a ațipit la un moment dat, fără să-și dea seama, sigur, conducând, fiind obosit, și am ieșit de pe carosabil. Am intrat într-un copac, și în urma accidentului am rămas paralizată de la mijloc în jos. Și ea povestește dintr-un cărucior cu rotile. Și spune, într-o zi mă întorceam cu soțul meu de la evanghelizare. Am avut un accident și de atunci sunt în cărucior până în ziua de azi. Când s-a întâmplat? Într-o zi. Omul nu paralizează de două ori. Dacă e să paralizăm, o dată și bine. Sau o femeie, ca și un bărbat, dar parcă la femeie este mai des întâlnit acest flagel, își face analize. Apoi merge la medic și medicul, îngrijorat, vădit, dar sincer și onest, îi spune, Doamnă, în urma analizelor care vi le-am făcut, trebuie să vă spun că aveți cancer și sunteți bolnavă de cancer într-un stadiu avansat. În momentul acela, oricine primește o asemenea veste, și am cunoscut oameni care au primit o asemenea veste, fie bărbați, fie femei, știți ce spun? Zice, frate, cerul am simțit că s-a prăbușit peste mine. Am simțit un neant în spatele meu și în jurul meu. Am plecat pe jos acasă plângând pe drum. Nimeni n-a putut să mă oprească și să mă consoleze. Pentru că în viață, dacă e să ai cancer, numai într-o singură zi în viață ți se spune că ai cancer. Omul nu se îmbolnăvește de cancer numai odată și bine. Asta nu sunt două zile. Asta numai o zi poate să fie în viață. Sau soțul sau soția să-ți plece fulgerător prin moarte de lângă tine și să rămâi singur. Să te uiți la sicriu, la trupul neputincios, nu? Inert,
acelui pe care l-ai iubit, nu? Care ți-a unit viața până atunci. Lucrul acesta se întâmplă într-o zi. Ați văzut? Într-o zi. Nu vreau să vă întristez. Vreau să vă spun că chiar și acele zile pe care am vrea să le ocolim, nu? Cine n-ar vrea să le ocolesc? Chiar și acele zile, în acel maxim necaz, să ai puterea să spui, Doamne, te pun pe tine Domn peste ziua aceasta. Eu nu mă mai pot ruga. Eu nu pot să înțeleg. Eu mă tem că voi nebuni. Doamne, eu nu știu de ce eu și acum și așa. Dar știu că Tu continui să rămâi Dumnezeu. Dacă va fi să se întâmple, pentru că nimeni într-un fel sau altul nu scapă, să fim pregătiți pentru zilele acelea. Și să spunem, Doamne, peste ziua aceasta Te pun pe Tine stăpân și Domn, slăvit să fie numele Domnului. În al treilea rând și în ultimul rând, al treilea dialog, versetul 61, un altul a zis, Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă să mă duc întâi să-mi iau rămas bun de la cine? De la ai mei. Iar dacă avea părinți, s-a referit la părinți. Dacă avea bunici, s-a referit și la bunici. Dacă avea străbunici, ce frumos, nu? S-a referit și la străbunici, adică la înaintașii lui. Lasă-mă să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Acum să fi venit la mine un astfel de om să-mi spună, frate Ghiță, vreau să vin cu dumneata, dar mă duc întâi să le spun la ai mei, să știe ai mei de mine, un tânăr să vină să-mi spună, sau o tânără, să spună, vreau să mă duc la ai mei să îi anunț, să le dau de știre. Eu, nu numai că i-aș fi dat drumul să se ducă, dar eu i-aș fi spus, te apreciez, te felicit, că noi acum nu mai știm cum să-i trimitem pe tineri la ai lor, mă înțelegeți? Că ăștia fug de acasă acum, avem alte probleme inverse. Dar în orice caz, când un tânăr mi-a spune vreau să mă duc la ei mei, eu aș spune du-te repede, dă-le de veste și transmite-le salutări și dacă nu mă cunosc. Ăsta e obicei strict românesc, să transmit salutări la cei nu te cunoști. Și aș spune transmite-le salutări. Da? Că suntem români și transmitem salutări așa în dreapta și în stânga. Foarte bine. Du-te liniștit și mai multe o să te dau exemplu prin predici. Ca așa copil educat ca și tine, așa băiat, n-am mai întâlnit eu niciodată. Așa băiat educat. Auzi cum răspunde Iisus. Oricine pune mâna pe plug și se uită unde? Înapoi. Nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă întreb pentru ultima dată. Îl lasă să meargă sau nu-l lasă? Îl lasă să meargă, după cum îi răspunde. Sau nu-l lasă? După cum îi răspunde Iisus, îi dă drumul să meargă? El a vrut să spună, mă duc să-mi iau rămas bun și apoi ce o să fac? Mă întorc. De ce nu lasă Iisus să meargă? Ce surprinzător e Iisus în seara aceasta, nu? De ce nu lasă Iisus să meargă? Vom spune pentru ultima dată același adevăr. Pentru că Iisus nu se uită la ce spune omul, ci se uită la ce? La inima omului. Uitându-se la ce spune, ăsta este cel mai educat tânăr din generația lui. Uitându-se cât de frumos spune el să mă duc la ei mei, să le spun la ei mei, e ceva extraordinar, ce tezaur de băiat e acest, ceva extraordinar. Mie mi-ar fi luat ochii ca și om. Eu aș fi spus, ești depus în ramă, ești o icoană, ești extraordinar. Domnul spune, nu, nu te las să te duci, nu pentru că am ceva cu ai tăi, ci pentru că dacă te las, s-ar putea să nu te mai întorci niciodată. Dacă ar fi să te las, spune Iisus, este ca și cum eu, cu mâna mea, te las să te uiți unde? Înapoi, în spate, în vreme ce eu vreau ca tu să mergi înainte. Al treilea calificativ și ultimul, dacă vrei să-L urmezi pe Iisus, este să-L pui pe El Domn peste trecutul tău. Sau să iei trecutul tău și să-L pui în mâna lui Iisus. Să spui, Doamne, nu mă mai întorc în trecut. Pentru mine trecutul este o problemă rezolvată. De acum înainte, eu merg înainte pe cale, pentru că pocăința este un drum cu sens ca la circulație. De care? Unic. Pe care n-ai voie să întorci. Sau dacă întorci, ești în ilegalitate. Nu poți să întorci, n-ai voie să întorci pe un drum cu sens unic. Într-un fel, Domnul îi spune, nu te lasă te uiți înapoi, pentru că cine se uită înapoi, nu mai poate să meargă cum? Înainte. De obicei, sensul de mers trebuie să fie asociat cu felul în care privim. Ați văzut vreun atlet care să alerge cu capul în spate, să se uite în spate? Ați văzut vreun șofer? Bine, șofer am mai văzut. E drept. Aia sunt foarte periculoși. Da? În mod normal, n-ar trebui să vezi un șofer care să se uite în spate sau pe bancheta din spate în vreme ce el merge înainte. Dacă înveți așa ceva, nu mă atrage pe dreapta. Ferește din calea lui, ăla este un pericol public. Ne gândim că dacă mergem înainte cu mașina sau pe jos sau alergăm, ar trebui să ne uităm unde?
înainte, cam unde sunt ochii, acolo vom ajunge și noi, cam unde este privirea noastră îndreptată. La fel este pe calea Domnului. Domnul îi spune, nu te las să te uiți înapoi și dacă vrei să vii cu mine, trebuie să lași trecutul să treacă și să pui trecutul în mâna mea. Iubiții mei, una dintre cele mai mari probleme ale omului nu este viitorul și prezentul. Știți care e cea mai mare problemă, de fapt? Asta ultima, care se numește cum? Trecutul. Trecutul nerezolvat. Toți acumulăm în trecutul nostru o grămadă de abateri, căderi, păcate de tot felul. Și trecutul îmi devine tot mai greu, ca o povară grea. Uneori de-abia adormim seara cu trecutul nerezolvat, nu-i așa? Păcate și vicii, vinovăție, frustrare care umple inima noastră și parcă nu putem nici somn să mai avem, nici liniște. Pentru că uneori poți să treci cu anumite dureri fizice suportabile de pe o zi pe alta sau cu anumite datorii poți să treci de pe o zi pe alta, adică să dormi totuși de pe o zi pe alta. Dar cel mai greu este să adormi seara cu un trecut nerezolvat și dimineața să o iei din nou de la capăt. În această seară, dacă este cineva aici care n-are trecutul rezolvat, Domnul să se atingă de inima lui. Noi nu putem să iertăm, dar știm pe cineva care poate să ierte. Și iertarea lui este validă, valabilă, autentică, este Dumnezeu. A venit Hristos ca să moară și într-un fel trecutul nostru l-a dus pe Hristos jos pe pământ. Și l-a târnat pe o cruce, slăvit să fie numele Lui. Iar cea mai mare problemă a omului nu este viitorul sau criza mondială, ci este că nu și-a rezolvat trecutul. Noi ne naștem în păcat și ca și cum n-ar fi suficient că deja ne naștem păcătoși, comitem păcate de ale noastre, care poartă amprenta noastră. Ne trezim că păcatul aduce alt păcat și se adună o grămadă în sufletul omului și sufletul este tras, dacă vreți, în jos de păcatul acela și de păcatele acelea. Înseamnă că singura soluție pentru păcatele noastre nu suntem noi înșine sau o religie sau o dogmă, ci singura soluție este un miracol. Iar miracolul acesta se numește iertarea păcatelor. Nu există minune mai mare în lume decât iertarea păcatelor. Viața de credință pornește cu iertarea păcatelor. Libertatea spirituală, bucuria mântuirii începe cu iertarea păcatelor. Înaintarea noastră pe cale, ori de câte ori greșim, trece pe la căință și din nou pe la iertarea păcatelor. Și fără iertare, fără acest miracol, trecutul nostru este nerezolvat și este, într-un fel, îl tragem după noi și nu ne calificăm să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Iubiții mei, în seara aceasta să ne ierte Dumnezeu. Amin. Și să ia păcatele noastre, să le arunce în marea uitării. Acolo este o pancartă pe care scrie pescuitul interzis. Acolo nimeni nu mai are voie să pescuiască. Ce a făcut Hristos face în mod desăvârșit, slăvit să fie numele Lui. În final, vă aduc aminte de cea mai frumoasă pildă, poate rostită de Mântuitorul, pilda fiului risipitor. S-a dus într-o țară învecinată, nu-i așa? Nu. Într-o țară îndepărtată. A cheltuit jumătate de avere, nu-i așa? A cheltuit toată averea, ca să știe o socoteală. După ce a ajuns în halul acela de sărac și de părăsit, al nimănui, o foamete mare a venit peste țara aceea și el a început să ducă lipsă. A ajuns să lucreze ca o slugă, să îngrijească de porci și să-și dorească până acolo, așa foame a venit pe el, încât să-și dorească să mănânce din mâncarea aceea porcilor. Într-o bună zi, când l-a adus foamea în starea aceea, a spus, câți argați ai tatălui meu au acasă ce? Belșug de pâine, pentru că omul flămând cu ce visează? Cu mâncare. Câți argați ai tatălui meu? Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, tată, știu, nu mai sunt vrednic. Mi-am pierdut vrednicia. Nu mai vreau să mă chem fiul tău, nici nu mă mai imaginez să mai fiu fiul tău. Dar primește-mă ca pe un argat. Vreau să ajung și eu la pâine. La pâine. Prin tata să ajung la pâine. Și pornește la drum. La un moment dat când se apropie de casă, cum bine știți, iese cineva înaintea lui și îl îmbrățișează. Cine? Tata. Tata care stătuse cu ochii pe fereastră, așa ne imaginăm. Tata care în fiecare zi s-a gândit, oare nu vine azi? Uite că n-a venit azi, dar poate vine mâine. Tata care așteaptă, așa cum Dumnezeu te așteaptă până în seara aceasta și te-a așteptat până în seara aceasta. Și îl îmbrățișează și el spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și când se spune fă-mă ca pe unul dintre argații tăi, tatăl întrerupe. Dar nu-i spune ceva, ci cheamă pe argați și spune, tăiați vițelul cel îngrășat, nu? Haina cea nouă,
aduceți-o. Încălțămintea, repede, inelul care făcea deosebirea între fiu și slugă, aduceți inelul. Pentru că fiul meu a fost mort și acum este cum? Viu. A fost pierdut și a fost găsit, slăvit să fie Domnul. Prin ceea ce face tatăl din pilda aceasta, știți ce vrea să spună? Vrea să spună așa, fiule, n-ai putut tu să păcătuiești, cât sunt eu în stare să iert. Fiule, tot trecutul tău e mic, e mult prea mic în raport cu marea mea dragoste pentru tine. Tatăl din pildă îl prefigurează pe Dumnezeu. Și aș vrea să încheiem în această notă, iubiții mei, a unui Dumnezeu care ne iubește în mod nespus și necondiționat. Cu o dragoste nu de om ca a noastră, ci cu o dragoste de Dumnezeu. Atât de mult ne iubește El. Atât de multă putere are El, încât tot trecutul nostru ni-l poate rezolva. Credeți lucrul acesta? Slăvit să fie numele Domnului. Calificați pentru a umbla cu Iisus înseamnă să pui viitorul tău în mâna lui Iisus. Înseamnă să pui prezentul tău în mâna lui Iisus. Și mai ales înseamnă să pui ce? Trecutul tău în mâna lui Iisus. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.